Începând cu data de 1 iulie, în țară vor intra în vigoare o serie de măsuri de relaxare, a anunțat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, în cadrul unui briefing de presă. Astfel, de la începutul lunii viitoare, va fi prelungit programul cluburilor și restaurantelor, va crește numărul de persoane care vor putea participa la nunți, botezuri, precum și evenimente sportive, iar hotelurile vor putea caza persoane până la capacitatea maximă. În spațiile deschise sau închise, competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor până la 50%. Până acum era 25%, va urca din 1 iulie la 50%. Bineînțeles, aici participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate, testate sau care au trecut prin boală. Se permite desfășurarea competițiilor sportive pe teritoriul României cu participarea spectatorilor peste 50% din capacitatea maximă a spațiului și până la capacitatea maximă a spațiului, doar pentru situațiile în care persoanele sunt toate vaccinate, bineînțeles respectând ordinele comune ale Ministrului Tineretului și Ministrul Sănătății. Se permite un număr mai mare de participanți la spectacole, concerte, festivalurile publice și private sau alte evenimente culturale organizate în aer liber, până la 2500 de spectator. În prezent este permisă numai până la 1000, deci va urca la 2500. Participarea fiind corelată cu faptul că persoanele sunt vaccinate, testate sau trecute prin boală. Se permite organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivaluri publice și private sau a altor evenimente culturale cu participarea unui număr mai mare de 2500 de persoane. Și aici a fost o modificare față de hotărârea CNSU, unde era menționat cu suprafață, cu asigurarea unei suprafețe de 2 metri pătrați, acum este 1 metru pătrat, a fost modificarea făcută în cadrul ședinței de guvern pentru fiecare persoană, precum și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă în această situație doar pentru persoanele care sunt vaccinate și care au completat schema, deci de 10 zile de așteptare după ce au făcut vaccinul, fie cu doza unică sau cu cele două doze. Se permite un număr mai mare de persoane la evenimentele private, și aici vorbim în mod deosebit de nunți, botezuri, cum ar fi, fără a se limita la ele, în saloane, cămine, culturale, restaurante, baruri, cafenele, săl, corturi de evenimente, la maximum 150 de persoane în exterior, sau maximum 100 de persoane în interior. În prezent erau 70 în exterior și 50 în interior. Se permite un număr mai mare de persoane la evenimentele private organizate în interior, cum sunt nunți și botezuri, la maxim de 300 de persoane, dacă ele sunt testate, dacă ele sunt vaccinate sau dacă au trecut prin boală. Se permite un număr mai mare de persoane la cursurile de instruire și workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, la maxim 150 de persoane în interior și 200 de persoane în exterior. În prezent erau 70 de persoane în interior și maxim 200 de persoane în exterior. Se permite un număr mai mare de persoane la conferințe, maxim 150 de persoane, în prezent era 100 de persoane, cu asigurarea unei suprafețe de 2 metri pătrați. Circulația persoanelor în grupuri de pieton limitată la 10 persoane a fost eliminată în cadrul ședinței de guvern, deci nu mai există limită la circulația persoanelor în grupuri de persoane, deci pe stradă. Sunt puncte de trecere a frontierelor care se vor deschide. Aici vorbim de Moldova Nouă, județul Caraș-Severin, Vâlcan și Stamura Moravița Lungă și Foien, județul Timiș. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și sau băuturilor alcoolice și nealcoolice de tipul restaurantelor și cafenelelor în interiorul clădirilor, precum și la terase, este permisă până la capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar între 5 și 2. Deci se prelungește până la 2, acum era între 5 și 24.
Activitatea în baruri, cluburi și discoteci este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului între ora 5 și 2, dacă toate persoanele sunt vaccinate, deci rămâne condiționarea de vaccinare pentru cluburi, discoteci și baruri. Și, bineînțeles, cu respectarea regulilor de sănătate publică. Se elimină limitarea gradului de ocupare, cum a zis domnul prim-ministru, a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică din zona de litoral. Deci în prezent era la 85%, va fi până la 100%, dar atenție, se păstrează mască în spațiile publice din zonele respective, lifturi, holuri, coridoare și așa mai departe. Totodată, sălile de fitness își vor putea desfășura activitatea cu un număr maxim de persoane, iar sălile de jocuri de noroc vor fi deschise cu doar 70% din capacitate, dacă persoanele sunt vaccinate, programul fiind până la ora 24.